voi face tipul de youtuber. Să începem! Youtuberul mincinos. Hei tuturor! Eu sunt Rebecca și astăzi voi gusta dulciuri din Japonia. Vă dați seama că eu am fost până în Japonia la Mama Naiba ca să cumpăr eu dulciuri pentru a vi le arăta și pentru a vedea ce dulciuri au ei. Așa. Prima este această pungă de pufuleți. Și nu scrie în română pe ele, nu? E litere, vi se pare vouă. Asta nu e G, e H. Da, nu. Scrie în japoneză pe ele. Și nu scrie în română pufuleți. Nu? Sunt așa niște pufuleți. O să le arăt așa pentru că nu. Și au costat foarte mult. Și nu se găsesc la un magazin din colț cu 2 lei. Nu, nu, nu. Am zis nu. Hai să le degustăm. Miros a sushi. Sunt foarte diferiți față de gustoul nostru. Deci a gustat pește cu sushi și miros a sushi, cum ziceam. Au o altă formă și lumina de aici bate ca fiind galbenă, dar de fapt ei sunt verzi. De la algă, acelea de la sushi. Și n-au consistența de gusto, nu. Sunt foarte, foarte diferiți față de ăștia din România. Și aici nu scrie în română, vi se pare. E în japoneză. Am gustat pește. Și dacă vă duceți în Japonia să vă luați, și nu e vina mea dacă nu găsiți, da? Eu le-am luat de la un magazin foarte special, unde sunt dulciuri foarte rare și am dat un catralion de lei pentru această pungă extraordinară. Și acest câine este japonez, după cum vă dați seama, deci, da. Nu sunt din România, nu? Așa nu se găsesc în România. Ok. Cel pe care îl chinuie talentul. Bună tuturor! Eu sunt Rebecca și astăzi voi face cover cu cântăreața mea preferată, Iuliana Beregoi, să începem! A-da-da-da-da, Iuliana-na-na-na, da-da-da-da-da, naturală cum nu e oricine, originală mai mi-e doar pe mine. Dulce amară, gen cola cu vișine, am atâta suec, dar nu dau la nimeni. Hey, e de treabă blonduță, e funny. La școală top când astează tsunami. Fac repetiții când alții fac nani. Am atâta flow, ce duc-o-mi de alții ani. Oh, tell me what can I do. Știu că și ție îți place așa. Să te miște muzica. Pe orice vreme spargi în gheață. Până dimineața. Dacă dai volumul tare, vezi că-i numai vina mea. Să zâmbești, uită-te în ochii mei, de ce te îngrijorezi? Nu uita să trăiești! Nu uita! Știu că și ție îți place așa. Să te miște muzica. Nu mai pot! Dar faci ASMR în orice moment. Bună tuturor! Eu acum sunt la școală și am aici un test. Dar m-am gândit să fac un ASMR. Sunt la ora de matematică. Thank you.
chestie. Cel care gesticulează prea mult. Bună tuturor! Eu sunt Rebecca și nu pot să cred că am ajuns la 100.000 de abonați. Vă mulțumesc din tot sufletul și voi sunteți cei mai tari. Nu pot să cred că eu am ajuns la această sumă. Deci este cea mai tare chestie din lume și eu chiar nu pot să zic mai mult decât mulțumesc și că vă iubesc. Pisica mea Mia stă acum aici pe canapea cu mine în timp ce eu filmez un videoclip pentru voi. Nu pot să cred că suntem atât de mulți și că fac foarte multe videoclipuri pentru voi, pentru că vă iubesc și sunteți cei mai tari. Și cred că o să ajungem foarte, foarte mulți, pentru că văd că încă ne strângem, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Bine, am terminat cu acest videoclip, așa că trebuie să plec. Pa, pa! Dramaticul. Dezabonați-vă în momentul acesta de la Maria Maria, pentru că, după cum vedeți, a zis un comentariu urât și mi-a spus că sunt proastă. Auzi tu, Maria Maria, o să se dezaboneze toți cei 20 de abonați de la tine, pentru că eu am spus. Și dacă nu o faceți, o să mă las de YouTube. Pa, pa! Cel care se crede o mare vedetă, deși are foarte puțini abonați. Oh my god! Am ajuns la suma de 50 de abonați. La 51 voi face un fan meeting în mall în Craiova. Deci nu pot să cred și trebuie să veniți toți cei 51 pentru că am ajuns la 51 de abonați. Wow! Sunt un mare vlogger acum. Am ajuns la 51. La 50 de abonați. Deci nu pot să cred. Nu contează că 20 din ei sunt cu abonări reciproc, dar restul suntem 50 de persoane pe canal. Nu pot să cred. Deci vă mulțumesc din tot sufletul. Fac fan meeting. Cel care se machiază prea mult, deși are o vârstă mică. Bună tuturor! Eu sunt Rebecca și astăzi o vă arăt cum să vă machiați. Nu contează că acesta este rușul mamei, eu l-am luat. Este nuanța 02, este mat și este de la Deborah. Este acest model. Wow! Ok, să vedem ce machiaj eu mai am eu pe aici de la mami, adică sunt ale mele. Am aici toate machiajele mele. Am acest fond de ten de la Pupa. Superbă. Bun. Aici mai am și o paletă de la Meteor Storm. Ea mea. Are o oglindă. Și are foarte multe culori. Și sunt foarte sclipicioase. Sunt superbe. Știu că mulți o să ziceți că, oh my god, ai o vârstă prea mică, dar eu sunt destul de mare, adică am 11 ani. La 11 ani, mulți se machiază cu toată asta, eu mă machiez decât cu jumătate. Nu pot să cred că unii oameni se pot machia așa mult, adică eu nu mă machiez așa mult cum se machiază alții. Adică sunt pur și simplu o fată care se dă cu un fond de ten, se mai dă și cu alte rujuri, dar asta nu înseamnă că... Mi-a tace. Mă machiez prea mult. Eu nu mă machiez deloc mult.
Deloc. Nu știu ce să faci cu asta. Acesta este machiajul meu de școală. Așa merg eu la școală. Dacă m-ar vedea doamna așa, am omor, dar nu contează. Sunt superbă. Dacă vreți să vă arăt cum îmi dau eu cu fixativ și cum mă vopsesc, nu uitați să lăsați un like. Pa, pa, analfabetul. Bună tuturor! Astăzi eu voi face un haul. Primul lucru care a fost cumpărat este acest Tic Tac. Aici este mai multe bomboane de Tic Tac. Este vreo multe. Este de 49 de grame. Și este foarte bun. Astăzi eu voi scrie un mesaj pentru voi. Acestea sunt un mesaj foarte drăguț. Am văzut de multe ori pe net acest mesaj. Tu știi tot. Cu un singur I. Și următorul lucru care l-am cumpărat a fost două pupsiuri. Și este foarte drăguț. Cred că acum vreau să mănânc niște apă. Apă! Apă! Și da, pa, pa! Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o. Și nu uitați să comentați ce YouTuber v-a plăcut cel mai mult. Bye!